Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Sunt Evelina Bevis și mă bucur foarte mult să ne revedem la emisiunea Din Cărțile Lumii. O emisiune de tip întrebări și răspunsuri, în care de fiecare dată dumneavoastră sunteți cei care ne adresați întrebările, iar noi aici încercăm să vă oferim o perspectivă creștină asupra lucrurilor, care să fie izvorâtă, bineînțeles, din cele mai mari cărți ale lumii scrise vreodată, și anume cărțile Bibliei. Ediția din această seară este una înregistrată, însă așteptăm și de această dată să ne adresați întrebările pe care le aveți și o puteți face fie printr-un mesaj pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl aveți afișat pe ecran, fie printr-un comentariu în live-ul de pe YouTube. Noi le vom strânge și apoi cu prima ocazie vom începe să răspundem acestora. Ne puteți urmări atât pe toate rețelele de cablu din România, dar și pe site-ul nostru a7tv.ro și pe pagina a7tv de YouTube. Dacă ne urmăriți pe internet și vă place emisiunea aceasta, o considerați utilă, atunci vă încurajăm să o distribuiți și să o trimiteți și prietenilor dumneavoastră mai departe. Sunt fericită pentru că și de această dată este împreună cu noi și va răspunde întrebărilor rămase restante din edițiile anterioare colegul nostru, lector universitar dr. Cornel Dărvășan. Bună seara, Cornel! Bună seara, Evelina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Prima întrebare din această seară: aprobă Biblia sinuciderea asistată? Biblia ne vorbește despre sanctitatea vieții. Mai ales că ea se leagă indisolubil de persoana Domnului Iisus Hristos. El a spus în Ioan 14:6: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă Iisus este viața, înseamnă că la originea fiecăruia dintre noi există o scânteie divină pornită din Iisus Hristos la fiecare dintre noi, și asta înseamnă că acea scânteie este darul lui Dumnezeu, un dar care nu poate fi persiflat printr-o alegere responsabilă când vreau eu. Acum, există momente de grea cumpănă pentru oameni, momente de boală, momente de suferință, momente de chin teribil din punct de vedere fizic. Nu știu dacă până vom da noi această emisiune mai va fi în viață marele actor Alain Delon, dar acum când noi înregistrăm, încă este în viață și știu că la un moment dat chiar și-a dorit să fie cineva care să-l deconecteze. Însă lucrurile nu sunt așa simple, Evelina, pentru că, vezi, se întâmplă minuni. Săptămâna trecută am aflat niște experiențe extraordinare. Un om trimis acasă să moară cu metastaze. Peste câteva săptămâni, medicii care l-au consultat au vrut să vadă ce s-a întâmplat cu el, când a fost îngropat, cum a fost. El trăia bine, mersi. Da? Sunt exemple nenumărate în care ai impresia că ești pe finalul vieții, dar nu ești. Pentru că până la urmă viața este mâna lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu decide, da, sunt semnale, uneori se scurge viața, este un cancer în stadiu nu știu care și așa mai departe. Și teoretic urmează sfârșitul. Însă acum, la toate mijloacele care îți oferă cât de cât liniște, să nu te zbați, să nu ai dureri, la toate medicamentele care se pot oferi în îngrijirea paliativă, nu mai există moarte în chinuri groaznice în care să nu poți de durere sau așa. Foarte rar se întâmplă lucrul acesta. Așa că ideea aceasta de a-ți pune capăt vieții, de a te sinucide tu în deplină responsabilitate mentală, da? Doar că, cum a fost tânăra asta care ne-a bulversat pe toți de vreo 29 de ani, că nu
a mai dorit să trăiască. Și să mai pretind să fie și alții lângă tine care să-ți vadă agonia și dintr-o dată plecarea asistată. Da? Mi se pare prea mult. Poate eu sunt mai îngust, însă cred că viața este darul lui Dumnezeu. Nimeni n-ar trebui să-l ia. Iar dacă cineva a făcut-o deja, Dumnezeu este singurul care poate să verifice dacă acea persoană a avut total discernământ sau a fost bolnavă atunci când a făcut gestul acesta. Cunosc familii sfâșiate de drame de genul acesta. Cunosc o familie care are o fată, a avut o fată care era însărcinată și și-a pus capăt zilelor. Există suspiciuni cum că soțul ei ar fi pus-o în ștreang, dar nu s-au putut demonstra. Aceste evenimente sunt niște tragedii teribile, sinuciderile. Nu am putea spune nimic favorabil în direcția aceasta, indiferent cât de grav ar fi o boală sau cât de teribil ar fi situația. Bine, acum eutanasiera pe front, spre exemplu. Dacă cineva a avut parte de explozii, i-au luat mâinile, picioarele, n-avea nicio șansă să trăiască, urla din adâncul inimii și un superior i-a curmat suferința împușcându-l. Deja lucrurile sunt complicate. Dar noi nu vorbim de eutanasie, acum vorbim despre sinucidere, da? Mm-hmm. Nu cred că Biblia susține luarea vieții, care este un miracol. Viața este dată de Dumnezeu. Nu cred că Biblia poate să susțină așa ceva. Sunt bolile consecințele păcatelor noastre? Uneori da, uneori nu. Îți spun cum pățesc eu. Dacă mă culc foarte târziu, mai multe seri la rând, și prin natura lucrurilor mă trezesc destul de devreme, adică nu pot să lenevesc în pat până la 12 ziua dacă am chef, da? N-am cum. Dar dacă mă culc destul de târziu și mă trezesc devreme, mai multe zile la rând, îmi scade imunitatea. Dacă se mai întâmplă ceva, mă necăjesc de ceva, îmi scade și mai tare și mă îmbolnăvesc, tușesc, iau un virus, iau o chestie. Cine de vină? Eu sunt de vină, normal că eu sunt de vină. Da? Dar dacă e vorba despre o boală contagioasă și boala aceea contagioasă nu se instalează într-un organism extrem de bine pus la punct din punct de vedere imunitar, un om care doarme bine de la 10 seara, un om care mănâncă sănătos, un om care face mișcare, un om care este optimist, un om cu credință, foarte rar culege virus din zbor. Dar există și momente în care nu ești vinovat și vine cineva și dă cu mașina peste tine. Chiar știu știri în care băieții din ăștia teribiliști au încercat să-și pună capăt zilelor și au intrat într-o mașină care circula regulamentar, care venea din față, cu copii, cu părinți. Și cine e de vină? Normal că nu tu ești de vină care conduci, că vine unul și intră în tine. De aceea, să facem tot ce ține de noi ca să avem o viață cât de cât organizată și sănătoasă și restul să lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Sunt momente în care noi suntem de vină pentru apariția bolilor, dar uneori nu. Să lăsăm în mâna lui Dumnezeu ceea ce nu putem controla și să facem rugăciunea aceea, să schimbăm ce se poate schimba, să acceptăm ce nu se poate schimba.
Dacă îmi permiți să revin un picuț la întrebarea anterioară, în timp ce vorbeam, mi-am adus aminte că citisem într-o carte a domnului Andrei Pleșu, vorbește despre frumusețea uitată a vieții. Este un capitol care se numește Moartea și demnitate și vorbește foarte frumos despre aceste aspecte. Dacă îmi permiți doar să citez câteva fraze. Spune dumnealui, cei care pledează pentru acest fel de a muri, sinuciderea asistată, folosesc frecvent sintagma moarte demnă, moarte care reușește să evite mizeria umană asociată de obicei sfârșitului. Demnitatea ar însemna în acest caz eludarea componentei de frică, tristețe și deznădejde care însoțește inevitabil iminența morții. Explică mai mult, dar aș citi doar finalul și spune: dacă Iisus ar fi ales moartea demnă, între ghilimele, în accepțiunea de azi a termenului, ar fi intrat în impunătoarea galerie a sinucigașilor de elite, de la Socrate la Petroniu și Seneca, însă n-ar fi mântuit pe nimeni. Moartea demnă e monumentală, dar sterilă, aseptică. Dimpotrivă, abia din perspectiva sumbra morții tragice, exasperante, nemiloase, explozia învierii își capătă strălucirea și prețul adevărat. Învierea e rezervată oamenilor vii, adică oamenilor care se întreabă, speră, se revoltă și mor. Statuile nu pot învia. N-aș putea să spun mai frumos ca domnul Andrei Pleșu. Următoarea întrebare, cum pot primi iertare de la Dumnezeu? În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, spune, să citim împreună textul acesta, că mai sunt câteva texte acolo și vreau să le reiau și pe acelea. 1 Ioan 1 cu 9 zice așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Versetul 7: dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Deci, observi, e vorba despre o atitudine bună, de a umbla în lumină. Atunci sângele ne curățește orice păcat. Să nu avem impresia că dacă noi avem un stil de viață buruienos, tot timpul marcat cu păcate și asta ne este soarta și asta ne este vrerea, e simplu, domnule, să fie iertat Dumnezeu. Doar spui, îmi pare rău și gata. Da, Dumnezeu te iartă în momentul în care îți mărturisești păcatul, însă atitudinea vieții tale trebuie să fie o umblare în lumină. Trebuie să nu-ți dorești să păcătuiești. Trebuie să nu numești răul bine și binele rău. Să înțelegi că păcatul l-a distrus pe Fiul lui Dumnezeu. Și în contextul acesta e foarte important să știi că mărturisirea asta trebuie să fie însoțită și de părăsirea unui obicei rău și a unui păcat. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem dimensiunea aceasta profundă. Mărturisirea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu, ca în fața unui prieten. Uite ce am făcut. Iar am făcut asta. Te rog frumos, ajută-mă să mă controlez. Ajută-mă să scap. Dacă este o adicție, ajută-mă să găsesc metode de rezolvare. Ajută-mă să găsesc om potrivit care să mă ajute să ies din treaba asta. Și dorința ta de a umbla în lumină este importantă. Dacă avem atitudine, oricum, domnule, toți păcătuiesc, așa că lasă, că mă... Diminuarea aceasta a greșelii sau justificarea ei în mod popular, am înjurat, dar eram nervos. Asta este, eram nervos, frate, adică întotdeauna găsirea unei scuze nu ne așează pe o poziție bună în fața celui care ne poate ierta. Circumstanțele acestea atenuante pe care noi le vrem s-ar putea să nu funcționeze aici. Da? Ci pur și simplu
cu smerenie. Asta este foarte important pentru Dumnezeu. Atitudinea inimii. Vin înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, ăsta sunt. Eu știu că nu e bine ce am făcut. Nu-mi găsesc justificări, știi împrejurările în care am spus, în care am zis, în care am făcut. Știu că nu e bine, nu-mi găsesc justificări. Vreau să mă ierți, vreau să mă primești la tine, vreau să te rog ca prin sângele Domnului Hristos să-mi ierți păcatul și să mă duci la o viață nouă. Dar lucrul ăsta cu responsabilitate, nu așa. Știi cum ne cer noi uneori iertare, unii de la alții? Vreau, dacă te-am greșit cu ceva, trebuie să mă ierți. Dacă. Dacă și cu atitudine din asta de vârful limbii, așa, uite și asta, știi? Nu așa venim înaintea Domnului. Să fim specifici. Uite, cred că Duhul Sfânt îmi dă în minte un episod care ne poate ajuta să înțelegem. Multă vreme m-am gândit, Evelina, cum a fost momentul acela în care pe drum spre Țara Promisă, pe oamenii din Israel i-au mușcat niște șerpi veninoși. Îți aduce aminte de momentul acela? Au cârtit tot timpul, că mai bine era la oalele noastre cu carne, cu praz, cu usturoi, cu pești, castraveți. Nici nu știam că sunt atât de multe nostalgii în... Mă citesc câteodată, zic, mă, dar și pești erau aici, da, și castraveții, da. Și la un moment dat Domnul zice, bă, nu vă e bine, uitați-vă și voi, n-aveți nicio boală, n-aveți nicio chestie. Mâncați din mana asta, nici nu îmbătrâniți, mă. Sunteți liberi. Da. Moise la 120 de ani, imaginează-ți ce spune Biblia despre el, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Adică, știi că nici hainele nu i s-au rupt 40 de ani în pustie. Și ei tot măr, căr, ce Dumnezeu, ce? Și Dumnezeu zice, care avea mâna deasupra lor, mâna ocrotitoare deasupra lor, da? Vezi singuri? Nicio problemă. Ia să ridic eu mâna să vedeți ce se întâmplă aici. Și erau niște șerpi ai deșertului, îngrozitori, veninoși, îi mușcau și mureau pe capete. Prima dată au crezut că e doar așa, la marginea taberei. Și când și-au dat seama că lucrurile sunt grave, au strigat către Moise. Moise a strigat către Domnul. Domnul i-a zis, fă un șarpe de aramă, înalță-l într-o prăjină. Îți dai seama că nu l-avea la mână. Trebuie să ia o aramă, să o pun în foc, să... Nu știu cât a durat. A durat ceva, în timpul ăsta, ăștia mureau pe capete. Și imaginează-ți că șarpele de aramă a fost urcat pe o prăjină. Știi unde era pus? În mijlocul taberei. Să poate să-l vadă toți. Întrebarea mea este, ai fost mușcat de șarpe. Ce faci? Te uiți așa cu ură? Uite, dacă mă uit la șarpele ăsta, gata, o să-mi treacă. Nu vreau să mă uit, dar hai că mă uit ca să-mi treacă. Crezi că așa? A fost vreunul dintre ei care au făcut așa ceva? Îți spun eu că nu. Pentru că în momentul în care ai fost mușcat de șarpe, ți-a dat seama că viața ta e mâinile lui Dumnezeu și atunci au început să se târască pe coate și pe genunchi în mod reverențios și abia așteptau să vină momentul în care să zărească acel șarpe și să simtă puterea vindecătoare a privirii către acel șarpe, care de fapt era un simbol. Păcatul. Da? Și Domnul Iisus îi spune mai târziu lui Nicodim, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa va fi înălțat și Fiul omului. Mântuitorul, când era pe cruce, reprezenta păcatul. Așa zice Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Dar i-au văzut și privirea lor a fost una plină de credință ca să poată să scape de veninul acela. E, aceasta este privirea pe care trebuie să o avem noi față de Domnul Hristos ca să fim iertați. Nu, hai că, mă rog acum, na. Nu în felul acesta, nu considerând că păcatul este
ceva normal, oricum, toată lumea o face, așa că nu așa, ci în smerenie, cu privirea îndreptată spre Domnul Hristos, cu dorința fierbinte de a duce înaintea Lui neajunsurile noastre, păcatele noastre, greșelile noastre și cu credința că sângele Lui ne curățește de orice păcat. De ce pe pământ este răutate? Cum vrea Dumnezeu să fie oamenii, buni sau răi? Ne-a întrebat un telespectator. Da, am auzit și ideea asta că Dumnezeu vrea ca oamenii să fie răi ca să-i pedepsească. Avem text biblic în Geneza capitolul 6 în care spune că Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ. De ce? Pentru că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Așa că Dumnezeu nu dorește ca omul să fie rău. Dorește ca omul să fie bun, plin de râvnă pentru fapte bune. Dumnezeu dorește ca omul să se schimbe în inima lui, să caute pe Dumnezeu. Chiar dacă pentru început îl caută bâșbâind, nu știe încotro, dar asta este dorința lui Dumnezeu, ca noi să fim buni. Și prin Duhul Sfânt, de la naștere, El ne dă impulsuri și să trăim roada Duhului, care este dragostea, bunătatea, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine. Astea nu vin din noi, astea vin din Duhul. Care era întrebarea? De ce pe pământ este răutate? Răutate din cauza păcatului. Din cauza că noi și părinții noștri, Adam și Eva, am primit această filosofie a păcatului. Ne-am dorit să fim de partea lui. Să nu ascultăm de Dumnezeu, să mergem după capul nostru. Este interzis să se interzice. Asta este filosofia diavolului. Da? Au cântat-o băieții din Finlanda, la Eurovision. No rules. Nicio regulă. Da? Aici este problema. Păcatul a intrat în lume, lumea s-a făcut rea și, Evelina, sunt niște dovezi de răutate, te apucă groaza. Am citit o carte când eram în urmă cu câțiva ani. Nu mai ții minte titlul ei, ții minte că la un moment dat a fost chemat Simon Wiesenthal, un evreu care a scăpat din lagărul de concentrare. Era într-un spital și cineva a venit repede și a zis: ești evreu, ești evreu, da, du-te până la etajul 4 că este un ofițer german, te cheamă. Să ce, pe mine? Da, un evreu, oricare. S-a dus ăsta acolo și ofițerul german s-a uitat la el: ești evreu, da, uite, eu sunt pe moarte și aș vrea să-ți spun iartă-mă. Și spune el însuși, Wiesenthal, în cartea Floarea Soarelui, așa se numește cartea, că s-a uitat la ofițerul german și a spus nu. Și a plecat. Și m-a șocat pe mine această experiență, știi? Să zic, mă, ce câștigat? Ce a câștigat acum că i-a zis nu? Știi? Da, să-i zică, bine, te iert dacă ți-ai... Nu. Dar noi nu suntem răi în circumstanțe atenuante, în sensul că ăsta a dat la moarte frați evrei și ăsta nu l-a putut ierta. Nu văd neapărat o dovadă de răutate aici. Este o dovadă de neiertare. N-a putut să treacă omul peste traumele pe care le-a suferit, da? Noi nu suntem chemați să iertăm în astfel de momente, în general. Ci pentru niște banalități. Dacă stai să privești în urmă, acum, la care sunt conflictele care ne-au făcut neiertători, uneori ne-i rușine de noi, cât de mare armăsar am făcut din țânțar, câtă răutate a fost acolo. Dumnezeu să ne ierte și să ne primească și să ne ajute să cultivăm roada Duhului, care este dragostea, îndelunga răbdarea, facerea de bine, credincioșia, pacea, bunătatea, înfrânarea poftelor. Și adevărata putere în cultivarea acestor virtuți constă până la urmă.
Vă rog să-mi explicați ce înseamnă fuga noastră să nu fie în zi de sabat sau iarna. Nu cred că mai putem fugi nici la munți, că ne vor urmări prin satelit, cu drone, cu tot. Cum vedeți fuga noastră în zilele din urmă, iarna sau în zi de sabat? Ne-a întrebat un telespectator. M-am gândit și eu la lucrul acesta. Într-adevăr, astăzi poți să fii depistat și cu sateliți. Dar vreau să te întreb ceva, Evelina. Mai ții minte accidentul ăla de avion din Apuseni? Da, a fost acum. În care a murit pilotul, Iovan se numea, a murit o tânără studentă, care se numea Aura Ion. Mai știi în ce an a avut loc? 10 ani în urmă. 2014. Ții minte că am scris un editorial în ziarul Ring, pe vremea aceea funcționa ziarul Ring, și s-a intitulat "Să mor cu lacrimi înghețate pe obraz". Evelina. Existau sateliți în 2014? Cred că da. Existau și telefoane mobile. Noi avem impresia și omul dă impresia că el este tot știutor, tot puternic acum. Ne urmărește cu drona, el te vede prin satelit, el... Însă uităm că uneori ființa umană este limitată. Este foarte limitată. Nu puteau oamenii a fi găsiți prin semnal de la telefon, prin share location. Nu exista semnal bun, dar când serviciile secrete vor să te asculte, te ascultă și fără aprobare, și fără semnal. Nu știu cum va fi cu fuga. Știu doar că este posibil ca în unele zone ale Pământului, credincioșii fidelului Dumnezeu, pentru a salva viața, vor fugi. Dacă vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vor veni cu drone sau cu satelit, asta este. Dar uneori, pur și simplu, trebuie să fugi. Până să te găsească prin satelit, până cine are acces, va dura. Dacă îți fură cineva un telefon, poliția nu se bagă. Dacă e o crimă, imediat se bagă. Da, într-adevăr, probabil că inteligența artificială se dezvoltă exponențial, nu știm ce lume ne așteaptă, va fi și mai robotizată, și mai cibernetizată. Însă știu că în unele zone ale Pământului nu e atât de mare civilizația ca la noi. Și mai ceva. Ai observat când ești din România cât de prost e semnalul la internet? Și la telefon? Pe alocuri? Nu e peste tot ca la noi, așa de bine. Așa că nu se știe cum și în ce fel se va întâmpla. Profeția din Matei 24:20 o face Domnul Iisus Hristos, în primul rând pentru cei din Ierusalim. El zice, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, sau în altă parte zice, când veți vedea urciunea pustirii așezată în locul preasfânt, asta însemna steagurile romane cu idoli așezați în jurul templului, atunci cei din Iudeea să fugă la munți. Va fi o ocazie în care cei din Iudeea să fugă la munți, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, că e greu, și nici în zi de sabat, pentru că este o zi de sărbătoare. Domnul Hristos anticipa ca la 40 de ani după învierea lui, creștinii să se odihnească tot în ziua sabatului. Se pare că în anul 66, generalul Cestius Gallus a înconjurat Ierusalimul. Ucenicii și-au dat seama că e un semn și, aproape fără explicație, a plecat, s-a retras,
era generalul împăratului Vespasian. Creștinii au plecat în ziua aceea, era o zi de miercuri. Au ieșit, au văzut un semnal din ceea ce le spusese Domnul Iisus Hristos să plece. Cel care este pe casă să nu se pogoare să-și ia mantaua. Adică Domnul Iisus zicea, prin limbajul acesta hiperbolic, că trebuie să se grăbească. Au ieșit creștinii din Ierusalim. 4 ani mai târziu, Titus vine și cucerește Ierusalimul. Și se pare că n-a murit niciun creștin în asediul acela al Ierusalimului, pentru că ei au ascultat Domnul Hristos. Acum, ce se va întâmpla în finalul timpului? Cum se va folosi tehnologia? Dacă va avea rost să fugim sau nu? Eu cred că tot va avea rost, cel puțin pentru o vreme. Și Domnul Hristos ne va păzi. Și cred că este valabilă și pentru ziua, pentru finalul istoriei, această poruncă. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, nici într-o zi de sabat. Nu înțeleg de ce Dumnezeu a hotărât să împietrească inima lui Faraon în loc să o prelucreze într-o inimă mai bună. Dumnezeu n-a vrut să împietrească inima lui Faraon de vreme ce Faraon voia să-și o înmoaie. Și nori Dumnezeu îți face după cum este tendința inimii tale. Și orice gest și orice act pe care îl face Dumnezeu, îl face argumentat perfect. În timp ce studiam cartea Exodului, mi-am dat seama că faraonul acesta era extrem de imprevizibil. Nu știu despre câți regi și despre câți despoți din lumea aceasta, în afară de faraonul acesta al Egiptului și de Irod, care poruncește să dea toți copiii de la 2 ani în jos să moară, dar în afară de aceștia doi, nu știu câți, au hotărât ca acei copii care se nasc de parte bărbătească să fie sufocați la naștere și omorâți. Pentru om așa e simplu, să țină de năr copilul și de guriță, încă puțin, și să se ducă. Ele nu au făcut asta, dar faraonul ăsta asta a insinuat, să arunce orice băiat în râu, da? Sau să moară. Și atunci Dumnezeu îi împietrește inima, să nu cumva să-i treacă prin cap ăstuia la un moment dat, la nervi, văzând plăgile, să moară toți evrei. Deci gestul împietririi inimii lui faraon, din perspectiva mea, este un gest de mărinimie pe care îl acordă Dumnezeu lui faraon, protejându-i viața lui și copiilor săi. Pentru că el putea să treacă printr-un acces de nebunie de genul ăsta, în care să spună, gata, la moarte cu voi, cu toți, nu ne mai trebuie sclavi. Și Domnul împietrește inima ca să nu mai ia astfel de hotărâri. Până la urmă, văzând a 10-a urgie împlinită, faraon se prăbușește și le poruncește să iasă din Egipt. Dar lucrul acesta se întoarce repede împotriva lui Israel, pentru că este urmărit în față mare, în spate egiptenii. Ce facem? Moise întinde toiagul, întinde toiagul, mai ales de la o parte, poporul trece și trece și faraon. Adică nu știu, asta eu nu pot să-mi imaginez. Băi, frate, tu vezi că Domnul luptă pentru Israel, vezi că în roțile carelor tale se dau peste cap, se rup, tu nu vezi. Am avut de curând o emisiune cu profesorul Claudiu Arieșan din Timișoara și l-a tradus pe Lactanțiu. Este un părinte bisericești care are o lucrare în care povestește moartea tuturor dictatorilor, persecutorilor creștini, de la Nero, Caligula, Decius, Domitian și așa mai departe. Și ăsta vorbește de ce chinuri au răbdat toți ăștia care au omorât pe creștini, știi? Că nu e tot una să te bagi în treaba asta, știi? Adică vezi că Dumnezeu e sus, El trăiește, El nu se lasă batjocorit, știi? Da.
Așadar, ne rugăm lui Dumnezeu, rămânem tari în credință și vom vedea ce va fi. Pe vremea Bibliei, copiii puteau fi preoți? A întrebat Otto Foray. Nu cred că puteau fi preoți, dar puteau crește la templu, să vadă toate rânduielile, să le învețe și când ajungeau mari, înlocuiau pe părinții lor și așa mai departe. Da? Ți se spunea, tu vei fi preot, ești dintr-o seminție de preoți. Și atunci, curios, mergeai. Samuel este o excepție. El nu este din neam de preoți, dar mama lui îl închină Domnului și îl dă la templu, de la 3 ani, Samuel e dat la templu. Că mă gândesc că anul ăsta Adam face 3 ani și cum mama lui a fost credincioasă și l-a învățat tot ce a putut și venea să-l vadă și l-a dat la 3 ani la templu. Te desparți de copilul tău doar că ai promis lui Dumnezeu? După ce l-ai așteptat atât. Senzațional moment. Dar ce om a fost Samuel? În Biblie, când se referă la ani, zile, se calculează anii ca și anii de acum și zilele la fel sau în alți termeni? A întrebat Simona. Cred că există o mică diferență a calendarului. Unele luni, adică știu că lunile aveau 30 de zile în general, deci nu este o mare diferență. Spre exemplu, dacă Adam a trăit 900 de ani, nu înseamnă că a trăit 900 de zile și le numim noi 900 de ani. Da? Deci chiar a trăit 900 de ani și ceva, 930 și ceva de ani, se pare că a trăit Adam. Metusalem a trăit mai mult, 969 de ani. Și practic avem aceiași ani, cu mici ajustări din punct de vedere astronomic, oameni de știință. Unele luni le-au împărțit în 31, altele în 30 și așa mai departe. Dar ceea ce este esențial este că nu s-a schimbat ciclul săptămânal. De vreme ce săptămâna a fost hotărâtă de Dumnezeu, chiar dacă nu se numea luni, marți, miercuri sau duminică, lumea de mersul, se numea ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, cincea, șasea și a șaptea. Deci nu s-a schimbat traseul zilelor săptămânii, chiar dacă luna ianuarie avea doar 30 de zile și februarie 30 de zile. Apropo de această întrebare, mai avem un alt telespectator care ne-a scris cum era împărțit timpul înainte de crearea Pământului și dacă exista o zi de sabat, când era această zi? Înainte de crearea Pământului, nu știm exact cum era. Cert este că Dumnezeu era în veșnicie, din veșnicie. Dacă mă întrebați dacă legea lui Dumnezeu exista ca principiu de guvernare și în univers, înainte să existe omul și păcatul, da, exista, dar probabil că era legea iubirii, legea expresivității iubirii. Cu siguranță că îngerii nu aveau porunca să nu prea curvești, dar ei aveau porunca iubirii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Ei, aceste două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, în sistemul nostru omenesc păcătos, îmbracă cele 10 porunci concrete. Primele 4 porunci se rezumă la dragostea față de Dumnezeu, următoarele 6 la dragostea față de aproapele. Așa că, da, exista în ceruri legea iubirii, însă această lege a iubirii pe pământ, într-un context păcătos, îmbracă aceste 10 porunci. În Apocalipsa, capitolul 7, Ioan vede cei 4 îngeri, cum încă țineau cele 4 vânturi, până când îngerul pune pecetea celor 144.000. În Daniel, capitolul 7, aflăm că cele 4 vânturi ale cerului au fost eliberate și apar cele 4 fiare. Aceasta ar însemna că pecetea a fost pusă înainte de apariția Babilonului, deci, practic, perioada necazului cel mare ar corespunde cu apariția Babilonului și se termină cu sunetul celei de-a 7-a trâmbiță. Dumneavoastră, ce părere aveți?
faceți niște deducții care nu sunt neapărat exacte. Vânturile în profeție înseamnă războaie. Când Dumnezeu zice că oprește vânturile, înseamnă că nu îngăduie ca lumea noastră să fie distrusă în mare parte până când supușii săi nu sunt sigilați. Cât privește Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma, acestea sunt imperii care au trecut deja în istorie. Da, bazate toate pe război, pe vânturi. Da? Asta înseamnă vânturi. În 1 Corinteni 8:6 este prezentat Tatăl ca singurul Dumnezeu și Iisus ca Domn. Și mi se pare că trebuia prezentat și Duhul Sfânt ca parte a Dumnezeului triunic. Cum prezintă Pavel Duhul Sfânt în scrierile sale? Știu că este numit Mângâietor, Duhul Adevărului, Duh de Viață, Duhul Cel Bun, dar este numit El și Domn? Oricum eu îl iubesc pe Duhul Sfânt și îl consider a treia persoană a Dumnezeirii, ne-a scris Nicu din Deva. Dragă Nicu, nu de fiecare dată trebuie amintite toate cele trei personalități ale Dumnezeirii. Există o lege pe care noi trebuie să o învățăm. Dumnezeirea nu este ca noi. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt nu se raportează la acțiunile lor așa cum se raportează unii oameni. Între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt există o dragoste perfectă, o armonie perfectă, o unitate de gânduri, de acțiuni, de voință. Pavel îl prezintă pe Duhul ca fiind o ființă. Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cine se poate întrista? Cine se poate întrista? Hai, de ce mi-aduc aminte acum, Evelina? Trebuie să-ți povestesc. Te rog. Eram în clasa a 5-a și am avut un diriginte genial, un profesor de limba română. Mult din ceea ce sunt eu, dintre cele bune, îi datoresc și lui. Profesorul meu de română s-a numit Carol Feher, era un maghiar profesor de română, imaginează-ți ce om. Bine, ne mai și bătea, asta era regimul. Și la un moment dat ne-a dat un text să corectăm greșelile, la o teză. Cred că în clasa 5 era. Și printre propozițiile de la teză erau următoarele. Ei, cuvintele care trebuia corectate erau puse în paranteză. Ieri am fost la zoo. Acolo am văzut doi, în paranteză, tigru. Tigru, în paranteză, erau foarte frumoși și aveau pielea mătăsoasă, blana mătăsoasă. Dresorul ne-a strigat: atenție, copii, să nu-i întăritați, în paranteză. Na, era ideea cu doi tigri, că scrii cu un i, uh-huh, și apoi când spui tigri, e articulat, spui doi i. Uh-huh. Da? Dar de obicei sună doi tigri, ca și cum ai scrie cu doi i la doi tigri, uh-huh, știi? Și la nu-i întărâta, eu nu știam de verbul ăsta, a întărâta. Dirigintele scrisese a nu-i întăritați. Și eu am scris noi întristați. Când zic, mă, ce tigri nu se întristează, stai liniștit, că numai oamenii se întristează. Și de atunci mi-a rămas în cap chestia asta, pentru că Duhul se întristează. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți, da? Înseamnă că Duhul nu este o forță activă a lui Dumnezeu, ci este o persoană care se întristează. Duhul însuși plânge cu suspine negrăite, zice cuvântul lui Dumnezeu. Acum cine plânge? Curentul electric plânge?
Nu plâng eu dacă trece curentul electric prin mine. Ei, Pavel îl prezintă în felul acesta. Iar textul pe care nimeni nu-l poate contesta, a 2 Corinteni 12 cu 13, spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Iată, Fiul, Tatăl, Duhul. Nu se supără. Chiar oare ce înseamnă împărtășirea Duhului Sfânt în acest context? M-am întrebat mereu. Împărtășirea înseamnă că Duhul lui Dumnezeu este gata să fie și cu tine și cu mine și cu cei care ne ascultă, cu fiecare în parte. De aceea Iisus a trimis pe Duhul. El era limitat de trup și așa a rămas. Era doar în fața ucenicilor. Și Iisus a zis: eu mă voi duce și dacă nu mă duc eu, vă este de folos. Că El poate să fie cu voi în veac. Asta este marea caracteristică a Duhului. Nu este limitat de un trup. Și părtășia Lui poate să fie cu tine, împărtășirea și cu tine și cu mine. Și cu tine acasă și cu mine acasă. E bine, zice cineva, cum poate, domnule, un singur Duh să fie împărtășit la atâția oameni? Ce fain e și emisiunile astea înregistrate, că mi-aduc aminte de anumite lucruri. Am avut un frate drag pe care l-am stimat și l-am iubit. A murit de mult. Fratele Mihai Horga de la Măderat, județul Arad. Și am făcut o emisiune de televiziune cu dumnealui și mi-a spus, zice, hai să spun niște descoperiri de ale mele. Spune unchiul Mihai. Deci am stat eu așa dimineața și m-am uitat la iarbă. Fiecare iarbă are câte un bob de rouă dimineața de vară. Ce s-a produs roua, fiecare fir de iarbă are câte un bob de rouă. Ce crezi tu că se reflectă în fiecare bob de rouă? Soarele. Am stat și m-am uitat cu atenție și în fiecare bob de rouă este un soare. Cum? Un singur soare în atâtea milioane de boabe de rouă? Da. Un singur soare. Prin atâtea milioane de ferestre poate să intre? Da. Un singur Duh poate să fie împărtășit în milioane și miliarde de inimi care îl caută. Frumos. Care este numele lui Dumnezeu? Am mai vorbit despre lucrul acesta de mai multe ori. Numele lui Dumnezeu este dat de 4 consoane ebraice numite tetragrama, dar era considerat așa de sfânt că nu se citea niciodată. Iod, Nun, Vav, Nun. Aceste 4 consoane traduse și încercat transliterare Yahweh sau Yahova sau Jehova nu se citeau, Evelina. Atât de sacre erau încât nu se citeau. Ba, am citit și materiale că unii dintre scribi, înainte să scrie numele sfânt, tetragrama, se duceau să spele pe mâini ca să scrie tetragrama. Dar nu se citea. De fiecare dată când apărea în text, se spunea Adonai. Elohim Adonai. Domnul Dumnezeu. Nu Elohim Yahweh. Această rostire a transliterării tetragramei în viața unor credincioși sau pe limba unor credincioși ne așează în postura în care noi nu înțelegem sanctitatea lui Dumnezeu. Uneori luăm numele Lui în deșert, folosind atât de repetat numele Lui Dumnezeu, bătându-ne cu pumnul în piept că cine suntem noi că avem un nume al Lui Dumnezeu. Cred că numele Lui Dumnezeu, la fel ca și numele celelalte în Scriptură, înseamnă caracterul Lui Dumnezeu. Când Moise a fost întrebat
Nu, când Moise a întrebat pe Dumnezeu, cine să zic că m-a trimis? Domnul a zis, spune-le că te-a trimis cel ce zice, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Domnul este acela care există prin sine însuși. El n-a fost creat, este din veșnicie, El este atotputernicul. Eu sunt cel ce sunt. Acest nume înseamnă, de fapt, veșnicia divină. Perpetuitatea lui Dumnezeu, dincolo de timp, dincolo de spațiu. Pe lângă acest nume, Domnul se mai numește pe sine și în alte feluri, care pot să fie niște prerogative ale sale. N-am nicio problemă cu asta. El Elion, cel prea înalt. El Shaddai, cel atotputernic. Astea sunt expresii ebraice. Elohim, Dumnezeul creator. Da? La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Acolo este Elohim. Și foarte interesant, Elohim este un plural. Dacă ar fi fost singular, ceea ce nu există în varianta ebraică, dar dacă ar fi fost singular, s-ar fi numit Eloah. Dar nu există și este Elohim, adică Dumnezei, cum ar veni. Și după aia și spune să facem după chipul nostru. Să facem om după chipul nostru. Foarte, foarte corectă traducerea. Așadar, când ne referim la numele lui Dumnezeu, ne referim la caracterul lui Dumnezeu, care este sfânt, drept și bun. La fel cum este și legea lui. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune să trăim în așa fel încât cei 144 de mii despre care vorbea cartea Apocalipsa în capitolul 14 zice că aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Ce înseamnă asta? Știi când Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat? I-a schimbat numele în Israel. Care înseamnă ce? Cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oameni, da? Și vei fi biruitor. Asta este caracterul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu promite viața veșnică celui ce crede în jertfa lui Iisus și îl mântuiește, ce rol are domnia de 1000 de ani a lui Iisus în procesul mântuirii? A întrebat Saveta din Bistrița. Dragă Saveta, Iisus împreună cu Sfinții timp de 1000 de ani în cer vor judeca pe îngeri. Zice Apostolul Pavel, nu știți că Sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu, Iisus, va răspunde întrebărilor Sfinților. De ce unii dintre cei care au fost considerați foarte buni aici pe pământ nu vor fi în cer? Și în timpul celor 1000 de ani, sunt convins că vor fi și alte privilegii, nu doar asta să judeci. Dumnezeu va da cortina la o parte și vom vedea pe cei care nu au fost mântuiți, de ce nu au fost mântuiți. Și va fi un loc a surprizilor cerul. Și Dumnezeu să ne ajute să fim acolo. Ne spune Dumnezeu să renunțăm la soț, la soție, dacă da sau nu, cum vede Dumnezeu familia întemeiată de El? A întrebat Florian Pătrașcu. Mulțumim, Florian, pentru această întrebare. Dumnezeu are un ideal pentru familie. Idealul este un soț și o soție până la moarte. Acesta este idealul lui Dumnezeu. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu a îngăduit uneori ca cei doi să se despartă. De exemplu, în Vechiul Testament, un bărbat care divorța de o femeie primea o carte de despărțire a această femeie și se putea căsători cu altcineva fără nicio problemă. Evelin, am descoperit ceva în Sfânta Scriptură. Vreau să-ți povestesc și ție și dragilor noștri privitori. Vreau să țineți bine minte această întrebare.
am o întrebare la dumneavoastră. Nu vi se pare ciudat că într-o societate în care dacă ai prea curvit, te omori cu pietre, dacă ai furat, te omori cu pietre, dacă ai ucis, te omori cu pietre, pe ce bază? Baza autorității bătrânilor. Da? Pe baza autorității a doi sau trei martori. Dumnezeu nu lasă această problemă a despărțirii să fie examinată în mod public? Ai înțeles întrebarea mea? Nu era pedepsă publică. Nu era adusă în public această chestiune. Într-o societate în care toate relele erau duse în public, prin mărturii și omorâți în public, cu pietre. Această chestiune a problemelor în familie între cei doi, Dumnezeu o lasă în privat. Să-i dea o carte de despărțire, să se mărite cu altul. Dacă el asta... Dar sunt și cazuri în care ea face asta. Și tradiția ebraică vorbește despre cazuri în care, spre exemplu, o femeie putea să divorțeze de soțul ei dacă nu suporta mirosul meseriei lui. Dacă ăsta era tăbăcar și ea, săraca, era rău de la pieile de animale. Ah, interesant. Da? În tradiția ebraică. Sau dacă el mirosea într-un fel în care ea nu se putea obișnui. Și putea să plece de la el cu o carte de despărțire și să se recăsătorească. Nu vi se pare ciudat că într-o astfel de societate Dumnezeu nu îngăduie ca această problemă intimă, care este o problemă clară a căsătoriei, să fie adusă în public? Cine e vinovat? Ăla e vinovat? Ba nu, ba ăla, ba cu tare. Cum se face astăzi în Biserica creștină, care noi ne considerăm că suntem cu harul și cu, mă rog, ei au fost răi, cu Vechiul Testament, cu pietre, cu nu știu ce, noi astăzi profităm de faptul că nu putem să luăm pietre și atunci ce facem? Scriem pe Facebook cu niște pietroaie și mai mari. Dragilor, idealul lui Dumnezeu rămâne idealul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în viețile unor oameni sunt momente dramatice pe care numai ei și Dumnezeu le vor judeca într-o zi. Idei de genul acesta că numai unul este vinovat și celălalt nu este vinovat și că trebuie să aduci dovezi, eventual poze sau filme, că celălalt ce-a făcut pentru ca să fie absolvit. Intrăm într-un domeniu atât de sensibil și atât de odios și abuziv. Și abuziv, încât nu cred că dacă Dumnezeu n-a lăsat această problemă în public, într-o societate teribilă în care era omorât cu pietre dacă făcea anumite lucruri, noi astăzi ar trebui să disecăm toate lucrurile în funcție de informațiile pe care le avem, care întotdeauna sunt trunchiate, pentru că habar n-avem ce s-a întâmplat acolo. Să ne dăm noi cu părerea, să spunem, să dregem, să spunem ce credem noi și așa mai departe. Dumnezeu va judeca într-o zi lucrurile ascunsele oamenilor. Și nu știu dacă ați observat, mai nou în istorie se întâmplă ceva de genul. Se lansează un zvon despre cineva, chiar dacă omul nu are absolut habar despre chestiunea aceasta, și uneori se ruinează vieți, cariere, datorită unui zvon. Ies de pe scena vieții oameni care au studiat o viață
Știu cazul unei doamne politician care a terminat la o facultate de mare prestigiu, nu vreau să spun numele că o să o recunoașteți, și în contextul acela în România apăruse un filmuleț indecent în care cineva a comentat: asta seamănă pe politiciana cu tare. Atât a fost nevoie. Un comentariu care a declanșat până la scoaterea ei din funcție, a plecat 2 ani, n-a mai zis nimeni de ea și așa mai departe. De ce? Pentru că un om a spus un cuvânt la un moment dat. Și apoi alții, la rândul lor. Înțelegi? Da. De ce să ne facem noi astfel de păcate? Că sunt păcate. Pentru că e mai ușor să ne uităm la alții și să ne dăm cu părerea, să îi învinuim, decât să ne uităm în propria noastră viață și să rezolvăm propriile lucruri care sunt de îndreptat. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile. Și vă spun o taină. Indiferent ce dificultăți sunt, dacă ambii parteneri doresc să refacă lucrurile, dar nu așa din vârful limbii, da, eu vreau sau... Nu, nu. Dacă ambii doresc cu ardoare să refacă lucrurile, se poate. Dacă unul singur dorește și celălalt mimează și doar de ochii lumii dorește, nu se face nimic. Dumnezeu să ne dea smerenia și înțelepciunea. Este păcat dacă întrerupi sarcina? A întrebat Galina Crismari. Dragă Galina, uite, o să caut un text acum. Să vezi în ce context a fost dată legea talionului. Da? Exodul capitolul 21. Exodul capitolul 21. De la versetul 24, ia să vedem. Versetul 22. Exod 21 cu 21. 22. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată, în cât timp însărcinată? Nu menționează. Nu menționează. Deci știi că ești însărcinată. Și o fac doar să nască înainte de vreme, fără alte nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Ce înseamnă viață pentru viață, Evelina? Că cel din pântecele mamei este considerat om, cum suntem și noi. Este considerată viață. Deci această terminologie, produsul de concepție, fetusul nenăscut, această terminologie impersonală a făcut ca multe mame să renunțe fără motive medicale la o sarcină. Acum sunt situații etice excepționale, când o mamă sângerează, are probleme, sunt lucrurile grave și are de ales între viața ei și viața fătului. Dar lucrurile acestea uneori, adică sunt foarte rare, sunt foarte rare când chiar trebuie. Însă am cunoscut și mame cărora doctorul le-a spus viața noastră, viața copilului, și a zis nicio problemă. Viața mea, nu lepăd copilul. Și a trăit cu chiu cu vai până a născut copilul și a fost bine. Așa că problema aceasta este una sensibilă. Mama are drepturi, dar are dreptul și copilul.
Cine luptă pentru drepturile copilului nenăscut? Pentru că acolo este viața. Așa zice Sfânta Scriptură. Este o viață. Unii au zis că e viață doar în momentul în care bate inima. Până atunci e o tumoră care crește. Dacă am avea acces cu toții să vedem ce se întâmplă până la câteva săptămâni când îi bate inima și să vedem ce minune se întâmplă acolo, ne-am dat seama că viața este, din perspectiva mea, din momentul în care se unesc cele două celule, masculină și feminină. Orice agresiune împotriva celulei nou formate, din perspectiva mea, este greșită. Pentru că odată ce cele două celule s-au unit și din două au ajuns să fie una, apoi din una, două, din nouă, din două, patru, din patru, opt, din opt, 16 și așa mai departe, prin diviziune, prin înmulțire, este clar că acolo se întâmplă ceva miraculos. Dintr-o celulă, în 9 luni, apare bebelușul la cât de mare este. Da? Așa că, dacă nu există alegerea medicală fatală, groaznică, atunci când medicul are de ales între viața mamei și viața fătului, nu cred că este bine să întrerupă cineva sarcina. Consecințele sunt dramatice și unele pot fi și peste ani. Da, Dumnezeu poate să ierte, poate să dea alți copii, însă consecințele sufletești, psihologice pot să fie dramatice. Care era ziua de închinare în vremea apostolilor? Mă refer mai exact la ziua de odihnă și închinare, sâmbăta sau duminica, ziua întâi sau ziua a șaptea, a întrebat Tibi din Cluj-Napoca. Dragă Tibi, nu avem niciun text în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, care să ne spună că ziua de închinare a apostolilor ar fi fost alta decât ziua a șaptea a săptămânii. Îți dau câteva exemple. Fapte 17 cu versetul 1 și 2 se spune că Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă în ziua sabatului, trei zile de sabat, a vorbit cu ei din Scripturi. El mergea în sinagogi în ziua sabatului. În fapte 16, la versetul 13, se spune că ne-am dus în cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană, la Filipi. În cetatea aceasta am stat câteva zile și în versetul 13 spune și 14, în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am vorbit femeilor și ele erau adunate la oaltă. Așadar, iată Noul Testament care vorbește despre închinarea lui Pavel în ziua sabatului și acolo unde nu era o sinagoga evreilor. De fapt, chiar și părinții bisericești. Am avut, cum îți spuneam, Evelina, o emisiune superbă cu profesorul Claudiu Arieșan și i-am povestit despre o scriere pe care dumneavoastră o cunoștea foarte bine. Sfântul Chiril al Alexandriei, scrieri, în secolul IV scrie în comunicarea lui cu Paladie. Și Paladie zice, așadar, sâmbăta ne vom opri după voința celui ce a dat legea de la orice lucru. Iar Chiril spune, nu simplu de la oricare, Paladie, căci oprirea de la a cugeta și de a lucra pentru Dumnezeu nu ne învrednicește de laudă. Adică trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu în ziua aceasta. Nu în zadar a adăugat, socotesc Sfânta Scriptură, adu-ți aminte de ziua sâmbete ca să o sfințești prea ea. Iată, dovezi clare că și în secolul IV se serba ziua a șaptea săptămânii. Cu toate că unii dintre creștini au dorit să se dezică de practicile evreiești și întâlnim deja în secolul II după moartea apostolilor tendințele acestea, Justin Martirul pe la 150 scrie că unii dintre creștini ne mai adunăm și în ziua întâia săptămânii, dar legiferarea în imperiu a acestei zile vine doar în anul 321 când împăratul Constantin cel Mare
hotărăște ca toți creștinii să se închine în venerabila zi a soarelui. Această zi a soarelui rămâne cu această denumire până în ziua de astăzi în limba engleză și în limba germană. Da? Așadar, pentru orice cercetător sârguincios și sincer, poate să înțeleagă că în vremea apostolilor se serba sabatul zilei a șaptea, adică sâmbăta. Unii aduc ca argument textul în Apocalipsa 1:10. În ziua Domnului eram în Duhul și încearcă să argumenteze că această expresie, în ziua Domnului eram în Duhul, Kyriaki Hemera, ar însemna în zi de duminică, pentru că astăzi, în limba greacă, Kyriaki înseamnă duminică. Întrebare. A însemnat Kyriaki duminică și în secolul I? E o întrebare foarte legitimă. Pentru că, de fapt, traducerea este ziua Domnului. În ziua Domnului eram în Duhul. Care este ziua Domnului? Ziua pe care oamenii o numesc a Domnului sau ziua pe care Domnul și-o atribuie sieși? Ce în perspectiva ta. Da? Domnul zice în Isaia capitolul 58, versetul 13, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului și nu îți vei face gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Aceasta este ziua Domnului, ziua pe care Domnul o numește a Lui. Din perspectiva mea, ar fi foarte ciudat ca revelația întreagă a Apocalipsei să se desfășoare în ziua întâia săptămânii. De fapt, Ioan numește ziua întâia săptămânii simplu, exact așa, ziua întâia săptămânii. Nu uitați că cartea Apocalipsa a fost scrisă înainte de ultima Evanghelie, care este ultima scriere în viața apostolului Ioan. Și Ioan putea să spună, Iisus a murit în ziua pregătirii, a fost îngropat, s-a odihnit de moarte, de lucrarea mântuirii în ziua a șaptea și în ziua Domnului a înviat. Putea să spună Ioan, în ziua Domnului a înviat. El nu spune. El spune în ziua întâia săptămânii. Deci, faptul că Ioan scrie Evanghelia sa, ultima Evanghelie, da? Nu e cronologic, ci ultima dată scrie Evanghelia după Ioan. El probabil cunoscând celelalte aspecte ale Evangheliilor, Matei, Marcu, Luca, și accentuând anumite lucruri ioanine, da? Sunt lucruri pe care numai Ioan le scrie în legătură cu Iisus. Spre exemplu, Iisus și Nicodim. Nu mai întâlnim această pericopă nicăieri în celelalte Evanghelii. Iisus și Samariteanca. Nu mai întâlnim nicăieri. Spălarea picioarelor. Ioan 13. Nu mai întâlnim nicăieri. Deci Ioan conștientizează anumite lucruri care nu s-au spus, le scrie și cu toate acestea, pe la anul 100 se pare că scrie această Evanghelie, nu murise, da? Cu toate acestea numește ziua întâia săptămânii simplu, ziua întâia săptămânii, nu numește ziua Domnului. Deci dacă Ioan nu numește ziua întâia săptămânii ziua Domnului în ultima sa epistolă, de ce ar numi ziua Domnului în cartea Apocalipsa ziua întâia săptămânii? Mai ales că ziua întâia săptămânii nu are o relevanță apocaliptică așa cum are ziua a șaptea, pentru că în ziua a șaptea s-a întâmplat revelația Apocalipsei și de vreme ce există șapte biserici, există șapte trâmbițe, există șapte urgii, există șapte, ca și când Dumnezeu ar vrea să atragă atenția, uite, șapte, inclusiv în ziua a șaptea s-a descoperit Apocalipsa. Nu vi se pare că este un pic interesant? Mi se pare că e extraordinar de interesant și important și mai mult decât atât, că privește închinarea, mai avem timp? Mai avem aproximativ 10 minute. Așa, cât privește închinarea, aș vrea să-ți spun că, prin excelență, cartea Apocalipsa este o carte care folosește foarte multe citate din Vechiul Testament. Îți dau un exemplu. Pentru că închinarea se află în centrul cărții Apocalipsa. De fapt, mijlocul Apocalipsei
este Apocalipsa 12:11, care zice: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Acesta este versetul central. Sângele mielului, da? Iar conflictul final este în jurul închinării. Așa cum a fost la Estera, în jurul închinării, da? Mardoheu și Haman. Mardoheu nu voia să închină lui Haman. Așa cum a fost în Daniel capitolul 3, închinarea la statuia aceea înaltă de 60 de coți și lată de 6 coți, foarte interesant. Așa cum a fost închinarea la capitolul 6, cine nu ascultă e aruncat în groapa cu lei, un decret de moarte. Acest scenariu se va repeta în legătură cu închinarea în cartea Apocalipsa. Spune în capitolul 13: și toți locuitorii pământului se vor închina. Și această fiară putere va face să vorbească, să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Deci, practic, va fi o problemă de închinare la sfârșitul timpului. Nu cumva această închinare se va concentra și în ceea ce privește ziua de închinare? Pentru că, uite, am descoperit ceva foarte interesant în Apocalipsa. Capitolul 14 vorbește despre trei mesaje îngerești, după care vine Hristos. După care vine Domnul Hristos cu secera, cu... Și primul, și capitolul 14, versetul 6, spune așa: apoi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Observ, primul înger atrage atenția asupra închinării adevărate. Vreau să te întreb, din cultura ta biblică, că acum este și rândul meu să te întreb pe tine. Îmi plac testele. Îți e familiară această expresie? Cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Pare citat din porunca a patra decalogului. Din porunca a patra decalogului. În Exodul capitolul 20, versetul 11, spune că în 6 zile a făcut Domnul cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. În ziua 7 s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Eu n-aș considera că este chiar atât de nesemnificativ lucrul acesta. Iată, îngerul, înainte de venirea Domnului, atrage atenția supra acestei porunci. Și mai mult decât atât, în capitolul 14, versetul 12, spune: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Se pare că poruncile lui Dumnezeu, scrise cu degetul său pe tablă de piatră, trăite în inima copilor lui Dumnezeu, vor avea un mare impact în finalul timpului. Așadar, dragul nostru telespectator, am răspuns mai amplu. Credem că nu există argumente în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, care să poată să ne ducă la concluzia că trebuie să păstrăm o altă zi de închinare. În 1 Corinteni 10:13 citim: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Iar un telespectator ne-a scris următoarele: eu cred că același lucru se aplică și la încercări, dar și la binecuvântări materiale, și ne dă ca referință biblică Proverbe 30, versetele 8 și 9, unde găsim scris: depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Întrebarea era? Dacă este vorba despre aceleași lucruri în 1 Corinteni cu ispitele și... Nu știu dacă pot fi puse în paralel aceste două texte. Textul din Proverbe este o rugăminte a autorului, legitimă de altfel, dar 1 Corinteni 10:13 este mult mai amplu.
Nu se referă doar la bogăție, la sărăcie. Se referă la ispită. Și ispita aceasta poate să vină din multe domenii. Și ceea ce este fabulos este că Dumnezeu ne promite însoțire în fiecare ispită. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Adică Dumnezeu nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Zicem, Doamne, asta a fost peste puterile mele, asta e. Nu. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Doar să vrei, doar să auzi, doar să ai urechea deschisă înaintea Domnului și să vezi cum îți dă Domnul posibilitatea să ieși. Și până la urmă toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce așa iubește Dumnezeu. Așa este. E greu când chiar n-ai ieșire decât prin închisoare, spre exemplu, cum a fost la Iosif. Dar totuși n-a fost la eșafod. A fost la închisoare. Că dacă Potifar o credea pe nevastă sa, probabil că el ar fi fost la eșafod dus. Dar a fost doar în închisoare. Ieșirea asta nu e foarte comodă. Dar de acolo a ajuns primul ministru. Când ai încredere în Dumnezeu, te răsplătește. Și se poate schimba rolul în bine. Așa este. Ce se va întâmpla cu cei care nu sunt născuți din nou? Adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea nici pe pământul acesta, nu poate să vadă și nici nu va ajunge să o vadă în veșnicile nesfârșite. Pentru că acolo nu va intra niciun om nenăscut din nou. Un om care nu vrea să primească haina împăratului. Dacă ți-a aduce aminte, este un tip care a vrut să intre cu haina lui acolo. Și prin absurd, în pildă s-a putut. Și împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a văzut pe acolo pe un om care nu are haina de nuntă. Ce înseamnă haina de nuntă? Îndreptățirea Domnului Iisus Hristos, neprihănirea Lui. Fără naștere din nou, n-am nevoie să mă nasc din nou. Eu pot așa cu ceea ce sunt eu. Prietene, cum a intrat aici? Omul acela a muțit. Luați-l, aruncați-l, la fală va fi plăznor și scrâșnirea dinților. Deci, practic, nu vom putea ajunge în cer fără naștere din nou. Și asta naștere din nou este punct unei vieți de păcat și a o lua de la capăt împreună cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, printr-o hotărâre statornică, dramatică, punctuală, reală, care bulversează întreaga viață. Să avem parte cu toții de această schimbare. Îți mulțumim mult, Cornel. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Suntem Evelina Bevis și Cornel Dărvășan. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, vineri seara de la ora 21, aici pe A7 TV. La revedere! La revedere! Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.